Jandarmii au surprins în Constanța în acest weekend mai multe persoane care aveau asupra lor substanțe cu efect halucinogen. În plus, au fost prinsi și cinci contrabandiști de țigări. În perioada 17-18 octombrie anul curent, jandarmii grupării mobile Constanța, care se aflau în misiune de asigurare a ordinii și siguranței publice în municipiul Constanța, au surprins în apropiere de CET și Gara Constanța cinci persoane cu vârste cuprinse între 24 și 26 de ani, care își confecționau țigarete artificiale jointuri. Asupra acestora, militarii au mai găsit 18 pachețele de staniol cu muguri vegetali de culoare verde și un aparat de mărunțit. Jointurile, pachețelele și aparatul de mărunțit găsite asupra lor vor fi predate brigăzii de combaterea criminalității organizate Constanța în vederea continuării cercetărilor. Jandarmii au mai surprins în Constanța alte cinci persoane care doreau să vândă fără să îndeplinească condițiile prevăzute de lege 193 de pachete cu 3860 de țigări. Astfel, sâmbătă 17 octombrie anul curent, între orele 13 și 13.30, două echipaje de jandarmerie din cadrul grupării mobile au desfășurat acțiuni punctuale în zona piața Griviței, respective Den din Constanța, unde au surprins 5 persoane cu vârste cuprinse între 35 și 54 de ani din localitate, în timp ce încercau să vândă persoanelor din zonă, aproximativ 200 de pachete cu țigări fără timbre accizabile. Pe numele acestor au fost întocmite actele de constatare pentru comiterea faptei de contrabandă prevăzute și pedepsite de articolul 270 din legea 86 per 2006 privind codul VAMAL al României. Actele de constatare și pachetele de țigări vor fi predate Serviciului de Investigare a Fraudelor al IPJ Constanța.